Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vrea reguli de joc echitabile cu China. Oficialul european subliniază că există riscul ca blocul comunitar să repete dependența pe care a avut-o față de Rusia. Vizita Ursulei von der Leyen în Statele Unite a accentuat nevoia imediată de negocieri privind metalele strategice. Aceasta a convenit cu președintele Joe Biden să realizeze un acord care are ca scop să reducă dependența față de China. Nu vrem o dependență așa cum am cunoscut-o cu Rusia în privința combustibililor fosili. Nu vrem să fim dependenți în domeniul materiilor prime critice, de exemplu. Prin urmare, ne diversificăm și ne consolidăm lanțurile de aprovizionare cu parteneri având aceleași idei, a declarat președinta Comisiei Europene la Strasburg, declarația oficialului european vine în contextul în care blocul comunitar încearcă să reducă dependența de statele totalitare. În acest moment, China este cel mai important partener de afaceri al Uniunii Europene. Statisticile disponibile înaintea războiului din Ucraina arată că blocul comunitar și China au importat și exportat bunuri în valoare de aproape 700 de miliarde de euro. Poziția oficialului european este împărtășită și de președintele Statelor Unite, Joe Biden. Americanii încearcă să reducă dependența de Republica Populară Chineză pe fondul acuzațiilor de spionaj. Îngrijorarea oficialilor europeni vine pe fondul agresiunii Rusești și a dependenței pe care Uniunea Europeană a avut-o de hidrocarburile venite de la Moscova. Germania, de exemplu, cel mai important producător al blocului comunitar, a suferit o pierdere uriașă în urma sancțiunilor impuse Rusiei din cauza lipsei de gaze naturale.